Binecuvintează, prea cuvioase Părinte, Evlogimeni, Vasilia, tu patros, că tu eu, că tu agiu prevratos, minte ai, că Iisuse, o, și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu, intre să avem grijă Domnului, să ne rugăm. Pentru preasfințitul Părintele nostru Lucian, episcopul Caraseveșului, pentru preasfințitul Părintele nostru Nicodim, episcopul Severinului și Slehaiei, pentru preasfințitul Părintele nostru Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor, pentru preasfințitul Părintele nostru Galation, episcopul Alexandriei și Teleormanului, pentru preasfințitul Părintele nostru Bisarion, episcopul Turcii, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
slăviți pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, pentru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Și nevoia,
noi să ne rugăm. Yeah.
nu? Pe
care noi să-i rânduim la ceasă. Iar noi vom sărui rugăciune și slujirea cuvântului și-a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și-a ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozelit din Antiohia, pe care i-a pus înaintea apostolilor, chiar aceștia rugându-se, și-a pus mâinile peste ei. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea și se înmulțea foarte numărul ucenicilor. În Ierusalim încă și mulțime de Thank you.
aceea a venit Iosif, cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și îndrăznind a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și chemând pe sutaș l-a întrebat dacă a murit de mult. Deci aflând de la sutaș a dăruit lui Iosif trupul, atunci Iosif cumpărând giulgiu și coborându-l de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă și a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, priveau unde l-au pus și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salomea au cumpărat miresme ca să vină să lungă. Și dis de dimineață, în ziua cea din treia săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Și intrând în mormânt au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au spăimântat. Iar el le-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde l-au Dar merge și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă. Și ieșind au fugit de la mormânt, căci erau cuprinse de frică și de uimire. Și nimănui nimic n-au spus. Că
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Preasfințite Părinte Episcop Galaction, preasfințiile voastre, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioase Părinte Serafim, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, iubiți ctitori, închinători și binefăcători ai acestei sfinte mănăstiri, cuvioase maici, iubiți protopsalți, onorate oficialități, iubiți pelerini, veniți de departe sau de aproape la această sfântă mănăstire, iubiți frați și surori în Hristos Domnul. Cu mare bucurie am revenit aici la mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului în perioada pascală, în perioada Pentecostarului, în această duminică prea frumoasă, închinată femeilor mironosițe. Ne-am închinat cu bucurie duhovnicească în fața raclei cu o părticică din moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, rugându-o pe Sfânta Maria Magdalena să ne poarte în rugăciunile ei înaintea Mântuitorului Hristos, pe care l-a văzut în vremea aceea, în ziua cea dintâi a săptămânii, dis de dimineață, înviat din morți. Maria Magdalena a primit din partea Mântuitorului Hristos bucuria sfântă, pentru că Hristos le-a întâmpinat pe femeile mironosițe cu acest cuvânt: bucurați-vă! Și noi, cu bucurie în suflet, am venit la această sfântă mănăstire să ne reîntâlnim cu Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și, bineînțeles, să fim împreună în comuniune euharistică la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Pentru că ce este mai bine și ce este mai frumos decât să fie frații împreună la rugăciune și la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dacă în duminica trecută mai mulți ierarhi din sinodul bisericii noastre au fost prezenți în cetatea Caransebeșului, la hramul catedralei noastre episcopale, între care și preasfințitul Părinte Episcop Galaction, căruia îi mulțumim, iată, în duminica aceasta suntem noi aici, arhierei din eparhiile dunărene, pentru că, iată, din Banatul de Severin și până la Tulcea,
episcopi din cadrul Bisericii Ortodoxe Române au venit ca împreună aici, la această mănăstire, să binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Este o zi frumoasă, o zi binecuvântată. Chiar dacă aseară și azi noapte a plouat, iată, Dumnezeu ne-a dăruit astăzi un timp favorabil, prielnic, ca să ne bucurăm de această liturghie solemnă săvârșită în acest altar de vară. Și împreună să simțim și noi bucuria Duhului Sfânt și bucuria pe care au simțit-o femeile mironosițe când au găsit mormântul gol și un înger le-a binevestit zicându-le: căutați pe Iisus Nazarinianul, nu este aici. A înviat. Precum a zis, duceți-vă, despuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea. Acolo îl vor vedea. Mironosițele femei, în frunte cu Maica Domnului, în frunte cu Maria Magdalena, s-au bucurat atunci când au văzut piatra răsturnată de la ușa mormântului și când s-au întâlnit cu Îngerul Domnului mai întâi și mai apoi cu însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care le-a zis: bucurați-vă! Iubiți frați și surori, Sfinții Părinți ai Bisericii noastre au rânduit ca îndată după praznicul praznicelor, învierea Mântuitorului Iisus Hristos, în duminica a doua, după Sfintele Paști, să-i pomenim pe Sfinții Apostoli, și în mod special pe Sfântul Apostol Toma. Și iată, în duminica următoare, a treia după Paști, să le pomenim cu multă evlavie pe femeile mironosițe, cele care au fost curajoase și evlavioase și nu s-au temut de frica iudeilor, ci au plecat în ziua cea din tâi a săptămânii, dis de dimineață, ca să ungă cu miresme trupul Domnului Iisus. Au dat dovadă de curaj aceste femei mironosițe, iubiți frați și surori. În duminica trecută însă, i-am văzut pe Sfinții Apostoli stând închiși în casă de frica iudeilor, dar Mântuitorul a intrat și în ziua învierii sale și la 8 zile după învierea sa. Mântuitorul a intrat la Sfinții Săi ucenici și apostoli, ușile fiind încuiate, și le-a zis: pace vouă! Duminica trecută, la 8 zile după înviere, Mântuitorul l-a invitat
pe apostolul Toma să pună mâna în semnul cuielor și degetul în coasta lui și să nu mai fie necredincios și îndoielnic, ci credincios. Și Sfântul Apostol Toma a exclamat, căzând în fața Mântuitorului înviat din morți și zicându-i, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată, dacă în duminica trecută i-am cinstit pe Sfinții Apostoli care au fost încredințați de învierea Mântuitorului Iisus Hristos și care au primit pacea Mântuitorului, pacea tridimensională, pacea cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu aproapele, cu semenii noștri. Iată, în duminica aceasta le cinstim pe femeile milonosițe care au dat dovadă, așa cum am spus, de o deosebită evlavie și râvnă. Au dat dovadă de curaj și credință și s-au dus la mormânt și au fost primele încredințate că Mântuitorul a înviat cu moartea sa, moartea noastră, călcând și dăruindu-ne tuturor viață veșnică. Înainte de învierea Mântuitorului, înainte de Sfintele sale pătimiri, înainte de a intra în cetatea Ierusalimului, Mântuitorul Iisus Hristos l-a înviat pe prietenul său Lazar și atunci Mântuitorul i-a spus clar și răspicat surorilor lui Lazar, îndeosebi Martei, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, viu va fi, va trăi în veci. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a încredințat adeseori și citim în Sfintele Evanghelii. Ne-a încredințat că El este învierea și viața. El este calea, adevărul și viața. El este lumina lumii. El este pâinea care s-a pogorât din cer. El este izvorul vieții veșnice. Haideți în această duminică frumoasă din perioada pascală să ne bucurăm și să ne veselim și noi duhovnicește, căci îl vedem cu ochii minții pe Hristos, cel răstignit, mort și înviat, stând în mijlocul nostru, căci El este învierea și viața noastră. Mântuitorul vine și la noi în timpul liturghiei și ne spune pace vouă și bucurați-vă, așa cum le-a spus apostolilor și mironosițelor femei. Am dorit să fim și noi, iubiți frați și surori, martori și mărturisitori ai învierii lui Hristos. Haideți să ne deschidem inimile ca să intre în lăuntrul nostru împăratul slavei, cel ce a biruit moartea și păcatul, și să ne dăruiască și nouă pacea sa și bucuria vieții veșnice. Haideți, iubiți frați și surori, să încercăm în aceste vremuri complicate să dăm dovadă de disponibilitate spirituală și în inima noastră să se coboare harul Preasfântului Duh, pentru că numai prin conlucrare cu Sfântul Duh ajungem la mântuire, la dobândirea vieții veșnice.
credința și faptele bune din partea noastră și din partea lui Dumnezeu, Harul Sfântului Duh, iată condițiile mântuirii. Credința, faptele bune și Harul lui Dumnezeu. Cu toții vrem să ne mântuim. Cu toții suntem și vrem să rămânem fii ai Învierii lui Hristos. Haideți să nu ne îndepărtăm de acest nou Ierusalim, care este biserica cea una sfântă, sobornicească și apostolească. Avem aici